Polițiștii de la prevenire din Gorj au vrut să le arate tinerilor mărturii reale ale foștilor consumatori de droguri. Unul dintre ei a fost încarcerat după ce a înjunghiat o persoană fiind sub influența drogurilor. De ce ai ales să participi astăzi la întâlnirea cu liceenii? Pentru a transmite liceenilor un mesaj pozitiv și să încerc să le deschid practic ochii, mintea și sufletul, să se ferească de consumul de droguri, pentru că nu ajunge nici unde. De ce am ales acest format de prezentare? Pentru că am considerat că impactul mesajului va fi mult mai intens pentru elevi, ascultându-l de la persoane care au trecut prin coșmarul consumului de droguri. Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu nu a fost ales întâmplător, fiind informați că unii elevi obișnuiesc să consume substanțe interzise.